În cursul zilei de duminică, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, în colaborare cu reprezentanții Secției Regionale de Poliție Transporturi Craiova, au organizat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale și a comerțului ilicit în municipiul Orșova și în zona Clisurii. În cadrul acțiunilor au fost verificați 25 de agenți economici și au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale în valoare de 6.000 de lei. De asemenea, din verificările efectuate, polițiștii au stabilit că o femeie de 48 de ani din satul Mraconia ar fi executat o construcție în zona golfului Mraconia fără a avea aviz de gospodărie de la administrarea bazinală Apă Banat. În acest weekend, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, în colaborare cu polițiștii Secției Regionale de Transporturi Craiova, au organizat o acțiune pe clisura Dunării și în municipiul Orșova, pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale și a comerțului ilicit. În cadrul acestei activități au fost verificați peste 25 de agenți economici, au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale în valoare de 6.000 de lei. În cauză a fost întocmit dosar sub aspectul săvârșirii infracțiunii de executarea, modificarea sau extinderea de lucrări, construcții ori instalații pe ape sau care au legătura cu apele fără avizul de gospodărie.